Magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Râșcani au respins cererea lui Vladimir Țurcan de a suspenda hotărârea plenului Curții Constituționale prin care a fost destituit din funcția de președinte al Înaltei Curți, dar și decizia prin care Domnica Manole a fost aleasă în locul său. Asta chiar dacă hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi supuse niciunei căi de atac. Decizia instanței de fond poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Vladimir Țurcan nu a răspuns la telefon pentru a oferi un comentariu. Judecătoria a explicat într-un comunicat de presă că magistrații au examinat cererea lui Țurcan prin prisma actelor administrative individuale și a respins-o din motiv că interesul public la etapa examinării acesteia prevalează. Între timp, deputatul PAS Sergiu Litvinenko a scris pe Facebook că, deși magistrații au respins această cerere, au recunoscut totuși cele două hotărâri contestate de Țurcan ca acte administrative care pot fi verificate sau controlate de către instanța de judecată. Potrivit lui Litvinenko, decizia judecătorilor de a analiza legalitatea hotărârilor Curții Constituționale este una fără precedent în lume. De cealaltă parte, constituționalistul Nicolae Osmochescu consideră că decizia judecătoriei Chișinău este una previzibilă, iar dacă va fi atacată, răspunsul va fi același. Nu poți schimbi nimeni hotărârea Curții Constituționale în afară de însăși curtea. Asta nu-i litigiu de muncă, nu-i contencios administrativ. Deci e tot o să lasă în vigoare hotărârea. Luna trecută, Vladimir Țurcan a contestat la Curtea Constituțională destituirea sa din funcția de președinte al Înaltei Curți. Însă cererea a fost atunci declarată inadmisibilă, iar în hotărârea emisă s-a specificat că decizia Curții este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Amintim că Vladimir Țurcan a fost demis din funcția de președinte al CC în baza demersului colegilor săi judecătorii Lubașova și Nicolae Roșca. Decizia privind demiterea lui Țurcan a fost luată după ce președintele Igor Dodon a recunoscut public că l-a sunat pe acesta pentru a afla în ce condiții a fost suspendată legea anticriză pentru perioada pandemiei. Vladimir Țurcan a negat atunci că i-ar fi spus președintelui cum s-a desfășurat procedura de vot.